loves Israel. Dumnezeu iubește Israel. But the powers of darkness hate Israel. Dar puterile întunericului urăsc Israelul. There's a deep hatred against the Jewish people, and I think it's in all of mankind. Există o ură foarte adâncă împotriva poporului Israel și aceasta este, cred că, în toată umanitatea. Somewhere lurking deep inside. Poate că această ură e undeva care e pândește de undeva din adâncul ființei umane. Because basically man hates God. Pentru că în mod final și fundamental omul îl urăște pe Dumnezeu. We're sinners. Noi suntem păcătoși. We cannot get to God. Nu putem ajunge la Dumnezeu. But we can try to get at all those things and all those people who represent God. Dar putem ajunge la acele lucruri sau la acei oameni care îl reprezintă pe Dumnezeu. So Israel has experienced this hatred for as long as it exists. Așa că Israelul a experimentat această ură îndreptată împotriva lor din toată existența lor. Right in the beginning in Egypt they started to kill the babies of Israel. Chiar de la bun început în Egipt faraonul a încercat să ucidă pruncii evreilor. Later in the history of Ishtar the Jews were supposed to be killed all. Mai târziu în istoria împărătesei Estera evreii de asemenea au fost ținta sau unui plan de măcelărire. And only by the intervention of Esther it did not happen. Și numai prin intervenția lui Estera nu s-a întâmplat. The powers of darkness hate Israel. Puterile întunericului urăsc poporul Israel. And they don't care what kind of philosophy or religion they take to disguise them in. Și durile necurate nu le pasă pur și simplu ce fel de religie sau ideologie preiau ca să își ascundă identitatea. There is Christian antisemitism. De exemplu, există antisemitism creștin. Christian hatred of the Jews. Ura creștinilor împotriva evreilor. There is Nazi antisemitism. Este antisemitism nazist. There's communist antisemitism. Este antisemitism comunist. There's Islamic antisemitism. Și acum știm că există antisemitism islamic. The powers of darkness don't care how they disguise themselves. Pur și simplu puterile întunericului nu le pasă sub ce mască se ascund. As long as in the end the final result will be hatred for the Jews and kill them all. Atâta vreme cât în final rezultatul nu este altul decât urârea evreilor și uciderea lor. Psalm 83. Haideți să ne uităm la Psalmul 83. There this man in Israel says this. Aici Asaf spune următoarele lucruri. In the middle of all his misery. În mijlocul mizeriei și necazurilor sale. He says, "O God, do not keep silent." Dumnezeule, nu tăcea. Do not keep quiet, O God, be not still. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. See how your enemies are astir. Căci iată că vrăjmașii tăi se frământă. Hatred against Israel is hatred against the God of Israel. Ura împotriva lui Israel nu este altceva decât ura împotriva Dumnezeului Israel. How your enemies are astir. Cum dușmanii tăi, vrăjmașii tăi se frământă. How your foes rear their heads. Cum dușmanii tăi își înalță capul. With cunning they conspire against your people. Fac planul plin de vicleșug împotriva poporului tău. They plot against those you cherish. Și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Come, they say, let us destroy them as a nation. Veniți, zic ei, să nimicim din mijlocul neamurilor. That the name of Israel be remembered no more. Ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. That's hatred of the Jews. Asta este ura împotriva evreilor. That's the final solution. Aceasta este așa numita soluție finală. The Endlösung. Endlösung a lui Hitler.
that the name of Israel will be remembered no more. Ca numele lui Israel să nu mai fie amintit niciodată. With one mind they plot together. Cu o inimă se strâng și fac legământ. They form an alliance against you. Fac un legământ, spune, o alianță împotriva ta. He clearly sees through all of this. Psalmistul vede în mod clar prin toate aceste lucruri și planuri. It's not just hatred against them. Că nu este doar o ură îndreptată împotriva lor ca națiune. It's hatred against you. Ci este o ură îndreptată împotriva Domnului. Hatred of the Jews. Ura împotriva evreilor. Against the God of the Jews. Este ură îndreptată împotriva Dumnezeului evreilor. And that has happened in Christianity. Și asta s-a întâmplat în creștinism, din păcate. It starts already in the beginning of the church. A început chiar de la începutul bisericii. In the first, second century. First and second. Yeah. În primul și în al doilea secol. I'd like to say a few words on a verse in the Bible that brought forth more Jewish bloodshed than any other verse in the Bible. Aș vrea să fac câteva remarci în legătură cu un verset din Biblie care a adus, a vărsat, fost legat de vărsarea a mai mult sânge evreiesc decât orice alt verset din Biblie. It is a verse that was shouted. Este un verset care a fost strigat. It's in Matthew 27 verse 25. Matei 27:25. Where all the people answered, let his blood be on us and on our children. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. So the church said, look at this. Biserica a privit la asta. They asked for it. Și pur și simplu au dat replica. Evreii și-au cerut-o. The Jews killed Jesus. They were responsible for his death. Evreii l-au ucis pe Iisus, au fost responsabili de moartea lui. And they said, let his blood be upon us and our children. Ei au spus, sângele lui să fie peste noi și peste copiii noștri. We take the responsibility. Noi luăm, ne asumăm responsabilitatea. And so, over the centuries, așa că de-a lungul secolilor, the church has said, well, you can pity these poor people. Biserica a zis, oh, pot să-ți fie milă de oamenii aceștia. And everything they have to suffer. Și de tot ceea ce ei trebuie să sufere. But let's face it, it's judgment of God. Dar hai să admitem realitatea. E judecata lui Dumnezeu împotriva lor. This is because they said no to Jesus. Este pentru că ei l-au respins pe Domnul Iisus. And now God says no to them. Și acum Dumnezeu îi respinge pe ei. And he gives them exactly what they asked for themselves. Și le dă exact ceea ce au cerut cu gura lor. His blood be upon us and our children. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. That caused Christian hatred of the Jews. Acest verset e responsabil, sau înțelegerea în felul acesta versetului e responsabil de ura creștinilor împotriva evreilor. And all over the centuries, Christians were involved in the killing of the Jews. Și de-a lungul secolilor, creștinii au fost implicați în uciderea evreilor. It was a judgment of God. Judecata lui Dumnezeu, au spus ei. And they said it's a warning to us all. This happens to people who say no to the Lord and no to his anointed one. Și ei au spus, asta este o avertizare pentru noi, se întâmplă cu oamenii care spun nu lui Dumnezeu și nu unsului său. When the crusaders finally conquered Jerusalem, they drove all the Jews, men, women and children in the great synagogue and burned them alive. Când cruciații au cucerit în final Ierusalimul, au forțat toți evreii, bărbați, femei, în Marea Sinagogă din Ierusalim și i-au ars de vii. Walking around the church, shouting to God be the glory. Și au umblat, au marșăluit cruciați în jurul sinagogii, strigând mereu, slăvit să fie Dumnezeu. And next day they celebrated Holy Communion. Și ziua următoare au stat la masa Domnului. This is what they done to the killers of Jesus. Asta au făcut ei ucigașilor lui Isus. In the time of the Inquisition, Protestant martyrs were burned at the stake.
În timpul Inchiziției, catolice martiri protestanți au fost arși la perug. But what we often forget is that in the southern countries of Europe, thousands of Jews were burned at the stake. Dar ceea ce adesea uităm este că în statele din sudul Europei mii de evrei de asemenea au fost arși pe rug. With the crucifix of Jesus right before their eyes. Cu crucifixul lui Isus chiar în fața ochilor lor. In the time of the Reformation, Luther said terrible things about Jesus. În timpul reformei protestante, chiar marele reformator Martin Luther a spus lucruri îngrozitoare despre evrei. He said, burn their synagogues, burn their books, chase them off your lands. Ei au spus, ardeți sinagogile lor, ardeți cărțile lor, alungați-i din țările voastre. Never give them a decent job. Nu le dați niciodată, nu le oferiți o slujbă bună. Give them a good beating. Dați-le o bătaie bună. The only thing he didn't say was kill them. Singurul lucru pe care Luther nu l-a zis a fost ucideți-i. But for the rest he said everything. Dar a spus restul totul. And so the Nazis could quote Luther and they did. Așa că naziștilor le-a plăcut să-l citeze pe Luther și au făcut asta, că le-a convenit. In the Church of the East this sometimes happened. În biserica din răsărit, biserica ortodoxă, aceasta s-a întâmplat. Pogroms. Așa numitele pogromuri. And often it started by priests on Good Friday. Și adesea aceste pogromuri au fost începute de preoți ortodoxi în ziua de Vinerea Mare. They said, let's teach the killers of Jesus a lesson. Ei au instigat mulțimile și au spus, hai să îi învățăm pe ucigașii lui Iisus o lecție. And then it started. Și au început pogromurile. The burning and the looting, arderea sinagogilor sau a caselor, prădarea, and finally the killing, și în final uciderea lor. Pogrom, așa numitele pogromuri. In Russia, Poland, în Rusia, Ukraine, Polonia, Ucraina. In the area of the Orthodoxy, in Romania too. In Romania too. Yes. În România, la Iași, la București. În toate țările dominate de ortodoxie. Hatred of the Jews incited by the church. Ura împotriva evreilor incitată de așa numita biserica creștină. And the Holocaust took place in Lutheran Germany. Holocaustul a avut loc în Germania luterană. Of course the Jews know that it was not directly Christian inspired. Desigur că evreii au știut că Holocaustul n-a fost în mod direct inspirat de creștini. But they know that the church was silent. Dar au știut și au înțeles că biserica a tăcut în loc să vorbească. Și au știut că papa în loc să vorbească a tăcut. Of course there have been individual Christians in all the Christian countries of Europe who behaved well and did what they could. Da, au fost credincioși individuali în toate țările din Europa care s-au comportat cum trebuie și au făcut tot ce le-a stat în putință. In Holland, my parents have been hiding Jews. În Olanda, de exemplu, părinții mei au ascuns evrei. With the risk of their lives. Cu riscul vieții. I've known Corrie ten Boom personally. Am cunoscut-o pe Corrie ten Boom personal. I know her as Aunt Corrie. She came to my parents' home more than once. Tanta Corrie. Aunt Corrie. Da. Corrie ten Boom. Yeah. Corrie ten Boom sau Tușa Corrie, cum era ea numită, venea la părinții mei mai mult de multe ori. So there were individuals who did what they could. Așa că au existat indivizi creștini care au făcut ce le-a stat în putință. But Christianity as a whole, dar creștinismul ca întreg, totally silent. Pur și simplu a păstrat tăcere. Jews know that after the war, evreii au știut că după război, war criminals were hidden in monasteries. Mulți criminali de război naziști se ascundeau în mănăstiri. They also know that when the World Council of Churches set in, which is a Protestant combination of churches. Ei au știut că atunci când a apărut în 1948 așa numitul Consiliu Mondial al Bisericilor, care a fost o combinație, o uniune de biserici protestante. That today the World Council of Churches issues one pro-Palestinian statement after another. Astăzi, acest organism format din biserici liberale proclamă, face proclamații una după alta și în toate îi susține pe palestinieni și îi condamnă pe evrei.
Again, the church rather sides with the enemies of Israel than with Israel. Iarăși, biserica creștină ia partea dușmanilor lui Israel decât a Israelului. And Jews say Jesus is supposed to be our Jewish Messiah. Și evreii spun Isus, voi spuneți că este Mesia nostru evreiesc? Impossible. Imposibil. It must be a false god. Trebuie să fie un Dumnezeu fals. Lusting after Jewish blood. Un Dumnezeu care pur și simplu poftește sângele evreilor. Because look what was done to us not just once or twice, but again and again and again and again in his name in the lands of Christianity. Pentru că spun ei, uite-te ce s-a făcut împotriva noastră, nu o dată, nu de două ori, ci mereu și mereu și mereu în toate aceste țări în numele creștinismului. Jews were better off in the lands of Islam than they were in the lands of Christendom. Adevărul istoric este că evreii au dus-o mai bine în țările dominate de islamism în trecut decât în țările creștine. His blood be upon us and our children. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Let's look at the verse. Haideți să ne uităm la verset. How many Jewish people have been shouting this, you think, in the narrow streets of Jerusalem? Câți evrei credeți că au strigat aceste cuvinte pe străzile înguste ale Ierusalimului atunci? 50, 100? 50, 100? 500? 500? More than that you cannot have in front of that palace. Mai mult decât 500 de oameni nu cred că puteai să ai acolo în fața palatului lui Pilat. Why do you think Jesus was arrested at night? De ce credeți că Domnul Iisus a fost arestat noaptea? Because he was very popular among the Jerusalemites. Pentru că era foarte popular în mijlocul locuitorilor Ierusalimului. And some of these leaders feared a spontaneous uprising. Și unii din liderii lor religioși s-au temut că va izbucni o revoltă spontană. If they had arrested him in the daytime. Dacă l-ar fi arestat în timpul zilei. Now can you hold responsible what a small mob shouts? Can you make a whole city responsible for that? Pot ca să faci responsabil un oraș întreg de un număr mic care strigă? Suppose there's a small group here in Timișoara shouting something somewhere and something terrible happens. Imaginați-vă că undeva în Timișoara în centru se adună o mulțime mică și strigă ceva și se întâmplă ceva îngrozitor. Can you say the whole city of Timișoara is responsible? Poți să spui că întreaga cetate, întregul oraș este responsabil? Of course not. Sigur că nu. Up north in Israel, they had no idea what was happening in Jerusalem. De exemplu, în nordul Israelului, în Galileea, habar n-aveau ce se întâmplă atunci în Ierusalim. He was very popular. He was from the Galilee, from the north. El era popular, el era din Galileea, el era din nordul Israelului. There was no radio, no television, they couldn't know. N-au fost în zilele acelea nici radio, nici televiziune, nu puteau să știe ce se întâmpla în Ierusalim. So it's demonic to not just hold responsible the whole population of Jerusalem and for that matter the whole population of Israel responsible for what happens here. Așa că e un lucru demonic să responsabilizezi întreaga populație a Ierusalimului și apoi toată populația iudaică de ce s-a întâmplat acolo. And not just that generation, but the whole of the Jewish people century after century after century. Și nu numai generația aceea, ci tot poporul Israel secole după secole. That's from the devil. Asta e o gândire care vine de la cel rău. But it penetrated into Christian theology. Dar a penetrat în teologia creștină. Now what did they shout? Ce au strigat ei? His blood be upon us and our children. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Upon us and the next generation. Adică asupra noastră și a generației care vine după noi. Now a generation, I said already in the Bible, is most of the time 40 years. Am spus deja că o generație de cele mai multe ori în Scriptură e un timp de 40 de ani. And sometimes even 100 years. Uneori chiar de 100 de ani. Now, Jesus was crucified in the year
around 30. Domnul Iisus a fost crucificat în jurul anului 30. What happened 40 years later? Ce s-a întâmplat într-o generație, da, peste 40 de ani? In the year 70. În anul 70. Jerusalem was razed to the ground. Ierusalimul a fost distrus. And over a million Jews were killed by the Romans. Peste un milion de evrei au fost uciși de romani. So if you want to read it in this way, așa că dacă vrei să o citești în modul acesta, us and our children, noi și copiii noștri, and if you consider the year 70 like a judgment of God, și dacă consideri anul 70 ca o judecată a lui Dumnezeu, then it must have ended right there. În situația aceasta trebuia să se oprească acolo. But I don't think you can read it like that. Dar nu cred că poți să o citești în felul ăsta, neapărat. Because in the year 70, pentru că în anul 70, thousands of Jews were killed. Sute de mii de evrei au fost uciși. Who were not involved in the shouting of this. Care nu erau pur și simplu implicați în acea strigare. Did they deserve such a judgment of God? Au meritat ei judecata lui Dumnezeu? Of course not. Desigur că nu. Among them, 40 years later, must have been many, many Jewish Christians. Printre ei, peste 40 de ani, trebuiau să fi fost mulți iudei creștini. Did they deserve such a judgment of God? Au meritat și ei judecata lui Dumnezeu? No, God's judgment waits till the last day. Nu, judecata lui Dumnezeu așteaptă ziua de pe urmă. Only one person till that day is judged by God. Numai o singură persoană până în ziua aceea este judecată de Dumnezeu. And that is Jesus. Și acela a fost Domnul Iisus în locul nostru. Who was in the fire of the judgment of God. Care a fost în focul mâniei și judecății lui Dumnezeu. When he hung upon the cross. Când Domnul Iisus a târnat pe o cruce. And all the rest of the judgment will come one day when we will be there standing before the throne. Iar restul judecății va veni în ziua aceea mare când vom sta înaintea tronului său. And then he'll ask about the innocent blood that was spread. Și apoi el va cere socoteală de sângele nevinovat care a fost vărsat. Everyone will be held accountable before him. Fiecare va fi întrebat și i se va cere socoteală. What did they say? Ce au spus ei? His blood be upon us and our children. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. It almost sounds like a prayer. Aproape sună ca o rugăciune. Let his blood be upon us and our children. Lasă ca sângele lui să fie peste noi și peste copiii noștri. And his blood must be upon you and your children. In order to be saved. Într-un anume sens, nu-i așa, sângele lui trebuie să fie peste tine și peste copiii tăi ca să fii mântuit. Could this have been unintentionally a kind of prophetic prayer? Poate putea fi acolo în mod neintenționat de ei un fel de rugăciune profetică. They didn't mean it this way. Oh, da, ei n-au înțeles-o în felul ăsta. But they did say it this way. Dar au spus-o în felul acesta. And it happened on another occasion. Și s-a întâmplat într-o altă ocazie. That someone says something that he doesn't mean that way. Că cineva spune ceva ceea ce nu înțelege în felul acesta. But it's prophecy. Dar e profeție. John 11. Ioan capitolul 11. Verse 48. Versetul 48. Jesus is becoming more and more popular. Domnul Iisus devine tot mai popular. So the leadership of Israel discusses what should we do with him. Așa că conducătorii lui Israel discută între ei ce să facem cu el. If we let this go on, he will become so popular, this will lead to a spontaneous rebellion against the Romans. Dacă lăsăm, spuneau ei, lucrul acesta va deveni așa de popular și va conduce la o revoltă spontană împotriva romanilor. And we know exactly what will happen then. Și noi știm exact ce se va întâmpla atunci. Pontius Pilate will simply send in the troops. Pilat din Pont va trimite trupele. And a massacre will take place. Și va avea loc un masacru. And the relative freedom we now have will be lost. Și libertatea relativă pe care acum o avem va fi pierdută pentru totdeauna.
Because Pontius Pilate was not a man easily to be intimidated. Pentru că Pontiu Pilat n-a fost un om ușor de intimidat. We read in another verse in the New Testament that he one day sent in the troops in the Galilee. Știm că citim într-un alt verset în Noul Testament că odată a trimis trupele sale în Galileea. And mixed the blood of the Galileans with their sacrifices. Și pur și simplu a amestecat sângele unor galileeni cu jertfele lor. So he was not easily to be put under pressure. Așa că Pilat nu s-a lăsat ușor intimidat. So they discuss what must we do now. Iar conducătorii evreilor discută între ei ce trebuie să facem acum. If we let him go on like this, everyone will believe in him and then the Romans will come and take away both our place and our nation. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Then one of them named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis. He said, "You know nothing at all." Voi nu știți nimic. In German, he would have said, "We have to execute some realpolitik." În germană, limba germană, folosind un termen foarte îndrăgit de politicieni, Bismarck ar fi spus, trebuie să facem politica reală. It's not nice. Nu e drăguț ce facem. But we simply have to take this one man out. Dar pur și simplu trebuie să eliminăm omul acesta. In order to save the nation. Ca să salvăm națiunea. To prevent a bloodbath to happen. Să prevenim ca să nu se întâmple o baie de sânge. In which thousands will be killed. Și în care mii de oameni să fie uciși. And we lose our independence. Noi ne pierdem independența. And then everything is lost. Și totul vom pierde. So we have to take this one man out. Așa că trebuie să eliminăm omul acesta. You know nothing at all. Nu știți nimic. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? And John then says this. Și Ioan spune. He did not say this on his own. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. But as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation and not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together, make them one. Ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. So he didn't mean it that way. Așa că el nu a gândit în felul acesta. He meant realpolitik. El s-a gândit doar la realpolitik. But it was exactly the plan of salvation that God has in his mind. Dar în mintea lui Dumnezeu era exact planul mântuirii pentru noi. So this is a prophetic utterance without him knowing or meaning it. Așa că pur și simplu el rostește o afirmație profetică fără să aibă habar și să înțeleagă lucrul acesta. God's plan that one man die and not the whole nation perish. A fost într-adevăr planul lui Dumnezeu ca un singur om să moară și să nu moară toată națiunea. Și să nu moară o omenire întreagă. So it was prophecy. Și că a fost profeția. Now it could have been a prophetic utterance, the cry out of the mob, his blood be upon us and our children. E posibil ca și strigătul mulțimii, sângele lui să fie asupra noastră, să fie de asemenea o profeție. But finally this. Dar în final, when Jesus dies on the cross, când Domnul Iisus moare pe cruce, he still speaks a few words. El vorbește câteva cuvinte. He says, "John, look, there's your mother, Mary." Aduceți aminte, spune lui Ioan, Ioan, uite-te, care e mama ta. Please take care of her. Îngrijește-te de ea. And to Mary he says, "Mary, you got a new son." Și Maria îi spune, mama, ai acum un alt fiu, Ioan. He says, "I'm thirsty." Zice, mi-e sete. He has a conversation with one of the murderers who was crucified with him. Și apoi are o discuție cu unul dintre criminalii care era ucis alături de el. And he says, "Today you will be with me in paradise." Și spune, astăzi vei fi cu mine în paradis. But then he says another thing. Dar apoi spune un alt lucru. Looking at the Roman soldiers. Uitându-se la soldații romani. Looking at the yelling mob. Uitându-se la mulțimea care striga.
In his mind, Pontius Pilate, King Herod, the members of the Sanhedrin. Mintea lui poate a fost Pilat, a fost membrii Sinedrului, Irod. And all those who were directly involved in his death, in his crucifixion. Și toți aceia care au fost implicați în moartea lui, în crucificarea lui. And then he says this. Și el spune următorul lucru. Father, forgive them. Tată, iartă-i. For they haven't a clue what they are doing. Tată, iartă că ei nu știu ce fac. He asks specifically forgiveness. El cere iertare specifică. For those who are directly involved in the crucifixion. Pentru aceia care erau implicați direct în crucificare. Father, forgive them. Tată, iartă. Here the Son of God, the Lamb of God, sheds his blood for the sins of the world. Aici e Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care își varsă sângele lui pentru păcatele lumii. For all the sins of the world. Toate păcatele lumii. But he specifically asks for forgiveness for what is done to him by those directly involved in the crucifixion. Dar în mod specific el cere iertare pentru cei care erau implicați în mod direct în tot ceea ce făceau împotriva lui când era pe cruce. Father, forgive them. Tată, iartă-i. Don't you think that the Father will have heard and answered the prayer of the dying son? Nu crezi tu că Tatăl a auzit și a ascultat rugăciunea fiului său pe moarte? Of course he did. Oh, sigur că da. And that terrible outcry by that small mob. Și acel strigăt teribil a acelei mulțimi. Ends right there and then. S-a sfârșit acolo pedeapsa. Covered by the prayer of Jesus. Acoperit. Father, forgive. De rugăciunea Domnului Iisus. Iartă-i. It's demonic. E demonic. This Christian hatred of the Jews. E demonic această ură creștină împotriva evreilor. And it has caused rivers of blood in the lands of Christianity. Și ura aceasta a cauzat să curgă râuri de sânge. Jewish blood being spilled. În teritoriile dominate de creștinism, sânge evreiesc care a fost vărsat. The church must repent. Biserica trebuie să se pocăiască. Must repent. Trebuie să se pocăiască. And show the true repentance in bringing fruits worthy of repentance. Să arate pocăința aceasta aducând roade vrednice de pocăință. Because the Jews are coming home. Pentru că evreii se întorc acasă. Jesus is coming soon. Domnul Iisus vine curând. How can the church meet him with Jewish blood upon her hands? Oare cum poate biserica creștină să se întâlnească cu mirele ei cu sânge evreiesc pe mâini? The blood of centuries. Sângele secolilor. Maybe there are people from churches who say, well, my church has done nothing wrong. Poate că sunt oameni care spun, creștini care zic, biserica mea n-a făcut nimic rău. Those were the Catholics. Sunt catolici care au făcut asta. Or the Orthodox. Sau ortodoxi. Or the Lutherans. Sau luteranii. But we have never done anything wrong. Dar noi n-am făcut nimic rău. I think God looks upon us as a whole. Eu cred că Dumnezeu privește la noi ca în un întreg. We should repent. Ne trebuie să ne pocăim. We should be like Daniel. Ne trebuie să fim ca Daniel. When Daniel was in the Babylonian captivity. Când Daniel a fost în captivitatea babiloniană. He read Jeremiah. El a citit din Ieremia. And he understood that that captivity would last for 70 years. Și a înțeles din cărțile lui, cartea lui Ieremia că acea captivitate babiloniană va dura exact 70 de ani. So he understood that they were going back to the land. Așa că a înțeles că ei trebuie să întoarcă înapoi în țara lor. Then he didn't say, "Oh, let's look how nicely God is going to fulfill this prophecy." Dar Daniel n-a spus, acum hai să ne uităm cât de minunat va împlini Dumnezeu profeția aceasta. He went to his knees. El s-a dus pe genunchi. And he said, "God, forgive my sins." Și el a zis, Doamne, iartă-mi păcatele. And he was probably the most pious man on earth. Și el era probabil în vremea aceea cel mai evlavios om din lumea întreagă. He had done nothing wrong. El n-a făcut nimic rău. He refused food that he was not supposed to eat. El a refuzat să mănânce mâncare care nu trebuia să mănânce. Could have cost him his life. Ar fi putut, și-a riscat viața. He was a holy man. Era un om sfânt.
But he says, God, forgive my sins. De-aia spune, Doamne, iartă-mi păcatele. And then he continues and says, God, forgive the sins of my people. Și apoi continuă și spune, Doamne, iartă păcatele poporului meu. He identifies with the sins of his people. Ce face Daniel? Se identifică cu păcatele poporului său. Then he even says, God, forgive the sins of my forefathers. El chiar spune, Doamne, iartă și păcatele strămoșilor mei. He identifies with the sins of the generations gone by. El se identifică cu păcatele generațiilor trecute. And he says, God forgive. Și spune, Doamne, iartă. God forgive. Doamne, iartă. When Jesus comes in glory, când Domnul Iisus vine iar în slavă, he'll gather the nations before him. El va aduna toate națiunile înaintea lui. And he will do the selection. Și el va face o selecție, o alegere. He will put the sheep on his right and the goats on his left. El va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. I have discovered, I think, what that means when I visited, not Auschwitz, I was in Auschwitz too, but in Majdanek, one of the kleiner, smaller camps. Which one? Majdanek. Majdanek. Oh, Majdanek. Am descoperit, cred eu, ce înseamnă acea judecată când am vizitat, nu Auschwitz, ci unul mai mic, numit Majdanek. It's all still there. Like in Auschwitz. Ca la Auschwitz, și în lagărul de la Majdanek. The barbed wire. Totul e acolo. The barracks. Bărăcile. The gas chamber. Camerele de gazare. The place where these horrible medical experiments took place. Locul unde au avut loc acele experimente oribile. The barracks. Bărăcile. And in the neighborhood, a small railway station. With a platform. Și în apropiere o mică stație de tren cu o platformă. And when the Jews arrived in the cattle wagons. Și când evreii erau adunați acolo în trenuri de transport pentru animale. They were driven out of these cattle wagons on the platform. Erau împinși din acele trenuri pentru animale pe acea platformă. And then the selection took place. Și apoi avea loc selecția. In Auschwitz, often Mengele was present at the selection. Pardon? Mengele, Dr. Mengele. Ah. La Auschwitz, doctorul Mengele era prezent la selecție. He was especially interested in twins. Mengele era în mod special interesat în gemeni. Because he had some terrible experiments on these twins when they were still alive. El a făcut niște experimente teribile pe acei gemeni în timp ce erau încă în viață. I once made a documentary about the life of some of the surviving twins. There are few who survived. Am făcut un documentar odată despre niște supraviețuitori, niște gemeni care au supraviețuit, puțini. I never ever forget it for the rest of my life. Nu pot să uit pentru tot restul vieții mele ce mi-au spus. And the selection went like this. Selecția se întâmpla în felul următor. They stood there and simply said left, 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 left. I-a spus acolo, stătea acolo, nazistul și spunea la stânga, la stânga, la stânga. Right, right. Dreapta, dreapta. Left, 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 left. Dreapta, stânga, stânga. And the Jews had no idea. Și evreii n-aveau nicio idee. What is this? Ce e asta? Right meaning you live a little bit longer. Ce înseamnă că mergeai la dreapta, trăiai puțin mai mult? I can use you as a prostitute, a whore for the troops. Te voi folosi dacă erai femeie, erai folosită ca o prostituată pentru trupele naziste. I can use you for these medical experiments. Sau folosită pentru aceste experimente medicale. I can use you for slave labor in the factories around the camp. Sau te voi folosi în fabricile din jurul lagărului. But left meaning directly to the camp. Dar dacă erai trimis la stânga, gas chamber, camera de gazare, crematorium, crematorul, fire, focul, end, sfârșit. And in the end you will all go left. Și la urmă toți mergeau la stânga.
Now then when the Son of Man comes in his glory. Spune Scriptura când vine Fiul omului în slava lui. He will do the selection. El va face selecția. He will say left, left, left. El va spune la stânga, la stânga. Right, right, right. Sau la dreapta, la dreapta. It's not a judgment on salvation. Nu este o judecată de legată de mântuire. It's a judgment upon the nations. Este o judecată a națiunilor acolo, judecată a neamurilor. He asked them, "What did you do for one of the least of these brothers of mine?" Domnul Iisus îi va întreba ce ați făcut pentru cel mai mic dintre frații mei. Romania, what did you do with your Jews? România, ce ai făcut cu evreii tăi? Holland, what did you do with your Jews? Olanda, ce ai făcut cu evreii tăi? We had 125,000 Jews before the war. Înainte de război am avut în Olanda peste 20,000 de evrei. And over 100,000 never came back. 200,000. Over we had 125. Am avut 125, rectific, 125,000 de evrei. And after the war over 100,000 never came back. Și după război peste 100,000 din ei n-au mai venit acasă. So we didn't do very well. Așa că nu am făcut prea although bine. Although some of us behaved and did what they could. Deși unii dintre noi s-au comportat bine față de ei și au făcut ce le-a stat în putință. Russia, what did you do with your Jews? Rusia, ce ai făcut tu cu evreii tăi? Ukraine, what did you do with your Ucraina. Jews? Enter the kingdom. Și la cei de la dreapta le va spune, intrați în împărăție. It has been prepared for you. Împărăția care v-a fost pregătită. The thing of Israel is not just some interesting subject. Dragii mei, Israelul nu este doar un subiect interesant de discutat. It is of the highest importance. Israelul este un subiect de importanță extraordinară, cea mai mare. So we should repent. Așa că noi ar trebui să ne pocăim. The church should repent. Biserica creștină trebuie să se pocăiască de antisemitism. The nation should repent. Națiunile trebuie să se pocăiască. Before the Son of Man is coming in glory. Înainte ca să vină iarăși Fiul omului în slava sa. There's little time left. Mai a rămas puțin. So let's repent. Așa că Domnul să ne ajute să ne pocăim. Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, cei din această sală, cei care ne privesc prin televiziune, Doamne, ca și cetățenii acestei țări, Doamne, și ne pocăim pentru greșelile care au fost făcute acum sau în vremurile mai de demult de conducătorii acestei țări, la diverse, în diverse momente ale istoriei poporului român, legat de Israel, de poporul Israel, decizii politice, decizii economice, decizii sociale, Doamne, decizii culturale care au fost făcute și care au dăunat poporului Tău, Tată Ceresc. Te rog să ne ierți, Doamne, pe noi, pe fiecare, Tată Ceresc. Ne rugăm, indiferent unde suntem, ca și români plasați în România, în diverse județe din România, în Republica Moldova, în alte părți ale Europei, te rugăm să ne ierți, Tată Ceresc, și să ne speli în sângele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Doamne, și ca și membrii ai diverselor biserici din România, Doamne, din Republica Moldova sau din alte biserici românești, Doamne, din toată Europa și din toată lumea, te rugăm să ne ierți pentru greșelile făcute de lideri ai bisericilor noastre în diverse momente ale istoriei, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru că am îngăduit învățături false să intre în biserică, pentru că n-am îndemnat poporul din bisericile noastre să deslușească Biblia și să înțeleagă exact planul Tău cu poporul lui Israel. Doamne, pentru că n-am îndemnat membrii din bisericile noastre să se roage pentru Israel, să iubească Israelul, să aplice principiile biblice de pe paginile Scripturii legate de Israel. Te rugăm să ne ierți, Tată Ceresc, Doamne, și te rog să aduci pocăință, Doamne, la nivelul fiecărui membru din bisericile din România, de la liderii cei mai de sus până la ultimul intrat în biserici. Te rog, Doamne, să ierți lideri de toate culorile, Doamne, Doamne, care au făcut într-un fel sau într-altul, Doamne, rău poporului evreu. Doamne, și mă rog, Doamne, și ca membru a unei familii din România, Doamne. Doamne, iartă-ne că noi, Doamne, acum și în generații trecute nu ne-am educat copiii, Doamne, ca să iubească Israelul, să se roage pentru Israel, Doamne, să se pună pe genunchi pentru Israel. Doamne, am îngăduit atitudini împotrivitoare poporului Tău, am îngăduit vorbe de desconsiderare, de batjocoră, Doamne, în limbajul nostru, în atitudinea noastră, Doamne, față de evrei, care poate ne-au fost vecini, ne-au fost prieteni, colegi, Doamne.
sau simpli cetățeni în orașul sau în cartierul vecin, Tată Ceresc. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Îți mulțumesc că, Doamne, te rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să aduci, Doamne, un val de pocăință, Doamne, peste România și peste țările învecinate, peste românii de oriunde, Doamne. Fă ca românii să fie, Doamne, o voce, Doamne, care să promoveze pocăința în toate țările europene, acolo unde sunt, Doamne. Doamne, și, Doamne, îți mulțumesc pentru că lucrurile pe care Tu le vei face, Doamne. Și acum ne rugăm specific, în unitate, cei din această sală, cei care ne privesc, Doamne, ca Tu să aduci, Doamne, gânduri noi, să dai la o parte vălul de pe ochii liderilor politici și spirituale ai României, în ceea ce privește Israelul, în numele Domnului Iisus Hristos. Mă rog ca oriunde, Doamne, Tu trimiți un român, în orice poziție de autoritate, în parlament, în primării, în consilii locale, în Parlamentul Europei, Doamne, fă ca aici să fie o voce pro-Israel, Doamne, o voce pentru poporul Tău, Doamne, o voce care se deschidă și se bate la urechi și la inimile multor lideri europeni. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face ca România să fie una din țările care să fie alături de Israel în aceste vremuri în care Israelul are nevoie de rugăciunea noastră mai mult ca oricând. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru lucrarea pe care o vei face, Doamne. Și ne rugăm, Doamne, ca dragostea pentru Israel, Doamne, să fie turnată în inimile românilor mai mult și mai mult, Doamne. Îți mulțumesc pentru lucrarea specială pe care o faci în această țară, Doamne, în țările învecinate și în întreaga Europa, împotriva curentului politic, împotriva mersului lucrurilor din această vreme, Doamne. Îți mulțumesc că Tu lucrezi și vei lucra cu putere, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că și această conferință este parte din planul Tău și că Tu vei lucra cu putere, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc că Tu iei aminte la rugăciunea noastră, Doamne, și iartă-ne, Doamne, pentru că prin ceea ce am făcut de multe ori, i-am considerat pe evrei vinovați de multe lucruri. Mulțumesc, Tatăl Ceresc, că ne-ai deschis ochii astăzi, ne-ai deschis ochii să înțelegem paginile Scripturii mai mult ca oricând și într-un fel cu totul nou. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.